omagiem marile valori ale neamului nostru și atunci când avem ocazia, putem să spunem lucrul acesta prin intermediul postului de televiziune Favorit TV. Așa cum astăzi eu, Paul Surugiu Fuego, împreună cu Valentina, prietena și colaboratoarea mea, colega mea, care produce această emisiune de 7 ani. Da, și de vreo 19 ani colaborăm în general pentru realizarea emisiunilor. Valentina, proiectul nostru Artă pentru Eternitate vine într-o perioadă în care artiștii noștri valoroși nu mai sunt apreciați. Proiectul nostru vine într-o perioadă în care artiștii noștri români nu mai sunt promovați, nu mai au unde să apară din cauza mediocrității și subculturii pe care o vedem în fiecare zi pe posturile de televiziune. Și atunci, noi doi, amărâți de noi, ne-am gândit să concepem acest proiect acum un an. Proiect care se cheamă Artă pentru Eternitate, un proiect care omagiază și premiază mari artiști români care scriu frumos, care cântă frumos, autori, interpreți, actori, pictori, tot ce vreți dumneavoastră, tot ceea ce înseamnă artă românească. Și acest proiect vine alături de prietenul nostru Filip Mărgărit. Filip Mărgărit de la Ploiești și Societatea Rombertville, care a realizat un trofeu de excepție care înfățișează România Mare, îl vedeți acum în imagine. Trofeul acesta, realizat în bronz, făcut manual, România Mare cu Basarabia și cu Cernăuțiul, așa cum era odată. Important e faptul că artiștii noștri vor primi cu drag din partea noastră această distincție. Dar o parte dintre invitații noștri deja au primit. Sunt mai multe persoane care vor primi acest trofeu, dar până vom vorbi despre asta, aș vrea să prezint primul premiant, ca să zic așa. E vorba despre un artist desăvârșit, un oltean de seamă, care a avut mereu grijă de imaginea lui, un artist valoros care aduce cântecul oltenesc în fața publicului spectator și telespectator. În aplauzele dumneavoastră, primește premiul Artă pentru Eternitate, Constantin Enceanu. Oh, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. Să fac omul de noi ca să uite. Să-i fac clipe în viață fericite. Mulțumesc, mulțumesc. Să-i zic nu pe sufletul lui. De dor și de dragoste aminte. Vreau să spun, Constantin, că tu ai nenumărate piese superbe, foarte frumoase, toate cântate de publicul larg. Dar parcă piesa asta și pentru fiecare artist rămâne emblemă și cartea lui de vizită. Piesa asta pe care a realizat-o cu Nicolae Botgros, nu? Am refăcut-o cu maestrul Nicolae Botgros. Ea are aproape 19 ani de când am înregistrat-o. Și crede-mă, Paul, de fiecare dată unde merg, pot să cânt eu, nu știu, orice. Dacă n-am cântat Stai cu mine, omule, să-ți cânt, n-am cântat nimic. Ai venit degeaba. Da, exact. Și așa, ca să dau un pic din casă, când am lăsat această piesă cu aproape 19 ani în urmă, să știi că la o mare petrecere am cântat-o, îți vine să crezi, de 29 de ori. Extraordinar. Pe cuvânt. Și iată, cum spun eu, dacă eu am să plec din lumea asta cu dor, într-o lume fără dor, cântecul Stai cu mine, omule, să-ți cânt, va rămâne nemuritor. Ei, pentru cântecul acesta și pentru tot ce ai realizat, pentru publicul românesc, aici scrie așa, dintre toate minunile zămislite în lumea veșniciei, arta vi se înclină cuprinzându-vă celebritatea în esența unui demn simbol al României. El este Constantin Enceanu. Mulțumesc și sunt onorat pentru această distinție. Mulțumesc din suflet. Mi-a trecut o mare surpriză. Mulțumim, mulțumim, Constantin. Vroiam să te întreb până te așezi, dar poți să te așezi că o să-ți luăm un prim plan. Vrem să știu ce faci. Cum îți este viața muzicală, că ești tot timpul pe drumuri ca și mine. Așa este, Paul, da, așa este. Ne-am întâlnit de foarte multe ori prin țară și pentru asta trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că, eu știu, ne-a blestemat cu acest blestem frumos să cântăm oamenilor și să aducem bucurie în suflet prin cântecele noastre.
este într-adevăr foarte, foarte mult de muncă, sunt sacrificii foarte mari. Iată, drept dovadă, am ajuns azi dimineața acasă, venim la emisiune pentru că oamenii își doresc să ne mai vadă și pe micul ecran. Dăm voie să profit de moment să vă mulțumesc din suflet pentru invitația făcută. Dacă nu mă înșală memoria, sunt pentru prima dată la voi în emisie. Crede-mă că mi-a făcut și plăcere și onoare, mai ales având o distribuție de seamă în această după amiază. Trebuie să spunem că noi am filmat emisia aceasta ani de zile în Constanța. Acolo am avut studio și din păcate au fost foarte puțini artiști care puteau să vină până la Marul Mării. Da, dar uite-te peste mână. Că niciodată nu e prea târziu și ai venit câștigând acest trofeu cu toată dragostea noastră. Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Aplauze pentru Constantin Enceanu.